Salutare, fraților, și bine ați venit la un nou episod de la mine pe canal. Eu sunt Georgescu, iar astăzi l-avem invitat pe Petre Ștefan. Ce faci? Vă pup, ce faci? Eu fac bine, tu? Eu fac bine și eu. Eu fac cel mai bine posibil după toată planeta asta. Ia uși Nechita, tu ce faci? Poate nu te-am întrebat nimic. Eu faci cel mai bine, faci mai bine decât mine. Da, e Nechita în spatele camerei. Tocmai ce am filmat un guest de price cu Petre, care o să apară mai încolo. Ăsta o să fie primul clip care o să apară. Ce vreau eu să te întreb, ce o să mai scoți? Zim repede acum la început. Păi, eu scop aia cu Nane și Arogant, nu apar astea până atunci, îți dai seama. Deci n-apar, nu? Deci... Dar buga cu Nane și Arogant. Deci o să fie criminal, bănuiesc că am ascultat și un pic din piese, sunt criminale amândouă, de-abia aștept să le scoateți, faceți și clip, bănuiesc, nu? Logic, la ambele. Ei bine, astăzi o să facem, fraților, un outfit rating în care eu cu Petre, ca de obicei, o să dăm note. Să nu vă supărați dacă sunt un pic nesimțit cu asta, eu zic tot după fața acum, gen, nu știu ce zic. Așa sunt eu. Și oricum, este părerea noastră personală, nu trebuie luat nimic ca și hate, dacă noi ne-am îmbrăcat așa sau nu ne-am îmbrăcat, dacă ne place cum se vede, nu este absolut deloc hate în ceea ce facem noi, trebuie să vă zic de fiecare dată, pentru că știu că foarte mulți dintre voi credeți că e hate. Ok, hai să începem cu primul băiat. Uite aici. Bă, e tare, nu e genul meu neapărat, dar e ok. Mie îmi plac Air Force și cum vin, pantalonii sunt un pic amulați pe gamba, asta mi se pare un pic amulați acolo la gambă. Sunt bluzi, sunt bluzi că sunt rupți. Îmi place flaneaua asta, flaneaua, nu știu cum se zice. Aia nu-mi place, genul, uite, asta nu e, bluză. Nu e genul meu așa. Deci bluza asta deasupra nu e. E o cămașă sau o bluză, am ceva asemănător de la Carhartt, îmi place, dar nu știu, îmi place cum se vede outfit-ul că e doar black and white. De la Palm. De la Palm, ok. Nici nu știu ce să zic. Băi, nu m-aș îmbrăca așa din cauza blugilor, că eu nu prea port blugi, eu port în mare parte pantalon cargo și voi știți chestia asta. Nu știu, cât îi dai? Nu știu, 6 din 10. 6 din 10, ok. Gen, 6 din 10 e bine, nu vă gândiți. La mine, gen, nu știu dacă o să dau 10 din 10. Dar dacă găsesc un de la UK Drill, așa știi ce zic. Ok, eu să merg pe un 8 din 10, deci 7 din 10 media. Următorul, el. Da, gen, fără supărare, dar nu, o zic direct, gen, nici nu trebuie să mai dai explicații, un 2 din 10, cam așa. Nu, hai, 3 din 10, să fiu un pic dulce. Dar nu-mi place, gen, mă jur. Nu. Mie îmi place cum vin Adidas și cu blugi, îmi place foarte mult cum vin, nu-mi place că-s blugi rupți și nu suport blugi rupți. Gen, să fie rupt, știi ce zic, gen, nici să fie de așa, dar nu așa rupt, gen, de aici, să vină până jos. Da, eu nu suport blugi rupți de nicio culoare, absolut deloc. Îmi place cum a făcut layering-ul ăla cu alb, îmi place cum se vede cu pantalonii și cu Air Max și ăștia 90 pe care cred că i-are în picioare. Hanoracul ăla nu prea îmi place sau crunecul ăla, așa camu, nu știu, nu-mi place. Da, ăla se potrivește deloc. Da. Aia zic, gen, uite, mie ăla mi-a plăcut deloc și de aici a plecat de la 3. Dacă în sus avea ceva, nu știu, că nu trebuie să fie scump, nu vă gândiți că trebuie să fie scump, trebuie să fie așa, nu știu, un 20 de lei putea să ieși unde la 20 de lei să fie grica. Okay, okay. Și de la 5 din 10. Dar la Petre sunt note, adică cu tine mai trebuie să mai facem. Da, nu știu, eu cred că o să merg pe un 6 din 10, 6 din 10 cu 3 din 10, 4,5. Wow. Dacă te chinui un pic, trece ei. Ok, next. Nu-mi plac pantalonii, vagabond style și așa. Eu nu, fiate, nu-mi plac Adidas și deloc, că sunt, nu știu, nu-mi plac. 270 react. Nu-mi plac mie. Îmi place cum vine roșu ăla, cu roșu de pe tricou. Păi asta am vrut să zic, dar... Dar nu-mi place albastru ăsta, mi se pare că a mers pe black și după a pus albastru ăla out of nowhere. La fel, vă mor eu de nu 3 din 10, n-am. Mai mult dacă nu-mi place, n-am ce să fac, nu pot să dau cald de aiurea. Da, mie nu-mi plac pantalonii, nu-mi place că a pus ăla albastru, o să merg pe un 5 din 10. Deci, media 4. Mai puțin? Păi tu cât ai dat atunci? 6. Matematica. Ah, că eu nu prea le-am cu astea. De-aia l-am pe Georgescu, ei calculează. Next. Uite, ăsta e... Îți place. E mai bine, dar Adidas și nu se potrivesc cu nimic. Ba da, cu hanoracul, fix aceeași culoare. Păi da, da, oră. Au și roșu, da, într-adevăr, e și roșu ăla acolo. Tare ar fi fost să meargă sus pe un hanorac care să fie avut sigla de la Nike roșie. Oricum, e mai tare, ăsta are un 5 din 10. Deci pentru tine 5 din 10. Îmi place cum a făcut layering-ul, nu-mi plac șosetele că sunt negre și el a mers pe blue marine, rest, asta nu-mi place. Nu știu, o să mergem undeva pe un 6, nu, un 7 din 10 o să mergem. Tu cât i-ai dat? 5. 5 cu 7, 6. Ok, next. Ăsta, gen, fii atent. Nu... Te las. Nu. E genul ăla de flexer, știi ce zic, de vrea să aibă darea un pic mai scumpe, dar nu știe cum să se asorteze. Știi ce merge aici? Că cred că e tot un Nike în afară de tricou. Da, da, da. Bine, tot un Nike în afară de tricou, pantaloni și Adidas, da, nu știu, nu prea merge. O să-i dau un... Doar că îmi place mie Nike-ul mult rău de tot, o să-i dau un 6 din 10. Și de ce? Că îmi place mie Nike-ul rău de tot. Bă, mie îmi place cum vin pantalonii cu Adidas. Și de ce? Că uite, are roșu aici. Dar aici, gen, ăștia nu merg cu ei. Da, nu știu, da. Nu. Aș fi mers pe niște pantaloni negri, normal. M-am gândit mai bine un 5 din 10. Deci 5 din 10. Eu o să merg pe un 7 din 10, tot 6. Mă, outfit-ul overall e un outfit care e foarte discromat. Adică sunt foarte multe culori, uite, ca să vezi și tu. Nu, am înțeles. Da, gen, sunt foarte multe culori și asta e singura chestie. În rest, nu mi se pare un outfit deloc. Mi se pare un outfit de ieșit în cartier. Adică în cartier poți să ieși așa, adică nu ai de o problemă. În cartier așa. Acum am niște outfit-uri câteodată de... Gen, și eu mi-aș da slab la ele, știi ce zic? Dar acum nu discutăm despre mine. Ok. Next.
Asta vezi că e tare. Îmi place Hanoracul Maxim. Da, e tare rău. Îmi place cum vin toate, adică nu știu. Ce are picioare? Niște Air Force One, doar că nu-mi place că sunt gamuri de alea, sunt da. Cu talpă gam. Oricum, sunt, e tare îmbrăcat ăsta. Îmi place Hanoracul foarte mult. Hanoracul chiar îmi place. Și pantaloni, să zic, cât de cât. Da, sunt niște pantaloni de training simpli, adică nu văd o problemă, nu sunt nici prea mulați, nici prea largi, fix ce trebuie. Îmi place Hanoracul, chiar îmi place. Dacă te uiți la clip, scrie în comentarii de unde l-ai, chiar îmi place Hanoracul ăsta. Îmi place move-ul ăla cum se vede. Chiar e tare, asta are un 8 din 10. Boi, 8 din 10 deja e, deja e alt nivel. Da, și o să merg tot. E un pic simplu așa, ce știi, nu s-a... Eu aș ieși așa afară, deci o să merg și eu până 8 din 10. Deci 8 din 10, next. Asta? Băi, e tare până la cear în picioare, mie niciodată mi-a plăcut. Nu ți-a plăcut Vanșii, nu? Niciodată. Sus mi se pare foarte tare outfit-ul, adică mi se da, pare, adică și așa, fără nicio rușină, și așa, vara, da. Fără stres. Nu știu, 7 din 10, eu zic direct asta. El zice direct, eu mai comentez. Îmi place, a, e crunec ăsta de la Huff cu Playboy, am perechea de șosete, e foarte tare colaborarea. Ce nu-mi place mie, de fapt, aici jos sunt șosetele, pentru că e un alb, una neagră. Nu am înțeles niciodată ideea asta să porți. N-am înțeles să porți o șosetă așa, una așa. Nu știu. Și niciuna, bine, hai să zicem, un Adidas mai merge, dar nici asta. Uite că și aia sunt așa, știi? Adică sunt galben cu roșu. Asta e altceva, dar gen o șosetă? Vrei să ne arăți că ai multe șosete? Sau? Da, nici eu nu știu. Nu eu am două perechi de șosete, de cum a simțit aiurea. Ok, cât i-ai dat tu? 7 din 10. 7 din 10, eu o să merg pe un 7 din 10 și eu. Da, 7 din 10, de fapt nu. 8 din 10, 7-50. Îmi place outfit-ul. Îmi place, în afară de șosete. Din în picioare, nu prea. Ia zi, flexor aici. Asta n-are un, n-are un haz. Mă, haine foarte scumpe pe tine. Gen, foarte scumpe. Exact. Black toe-uri în picioare de la Union, blugi normali și hanoracul ăla, dar nu mi se pare roz cu roșu, cu negru, cu toate alea, nu știu, nu-mi place cum se vede. Să mor eu și eu m-am îmbrăcat, uite, tricou de 120 de lei, pantalon cu valoare sentimentală mare rău de tot, gen, le-aș da vreo 5.000 de euro și Adidas de 500 de lei, cam așa. 620 de lei, nu? Nu? Ce? Bun, tot ce am pe mine. Păi cât... Și de asta, bine, și pantalonii care nu știu că sunt vreo 300 de lei, cam așa, dar v-am zis, valoare sentimentală mare, deci vreo 5.000 de euro. Nu, asta nu merită nimic de la mine. Deci, uite, am fost și eu într-o vreme, toată lumea a trecut prin faza asta. Și la fel. Toată lumea a trecut, n-ai cum, adică n-ai cum să zici că n-ai trecut, mai ales dacă ești pasionat de Adidas și de haine. Dar în același timp, mi se pare, adică eu în momentul de față n-aș mai purta așa ceva și din perspectiva asta o să pot să-i dau maxim un 5 din 10, nu o să pot să dau mai mult, pentru că n-aș purta Adidas și sunt demențial, mi-aș cumpăra Adidas și aia. Fii atent că vreau să reacționez la o poză de-a mea. Bine, reacționez și la o poză de-a ta. Deci, gen, eu... O, el arhivat, e pe de-alea grele. Că nu mai fișez așa, nu mai vreau. Gen, eu zic că m-am asurtat cât de cât aici, n-am... Da, da, bine, mie nu-mi place Marcelo Burlon, mă... Da, nu. Și nici mie, mă jur, eu... Da, de ce îmi poți? Fii atent, păi, aici eram în 2019. Atunci era pe val un pic, știi, dar... Nu știu, nu-mi place nici culoare Marcelo Burlon, n-are pilea, nu știu... Eu oricum dau dis pe vreo 3 melodii am dat dis de Marcelo Burlon, mie nu-mi place deloc și nici ea care se poartă. Nu, am purtat Marcelo Burlon în 2019, 2018, fix atunci când a fost moda asta, dar am purtat un pic și doar pe ăsta l-am. Da, pantalonii și mai aveau puțin și crăpau pe tine. Ăștia vezi că aveam gleznele goale, gen era bombardier. Eu de-aia v-am zis, eu eram flexer și... Flexer de la prost. Bine, eu mă mai asortam cât de cât știți, dar... Da, nu, e că și la tine erai pe gleznițe, bine. Eram pe glezne goale, nu. În poza așa din spate cu mâna la glugă. Erai... E prost, uite, eu aici știi cât mi-aș da? Ca să nu fiu nesimțit cu mine, că ai urea și un 5 din 10, știi ce zic? Dar de ce? Că măcar se potrivesc culorile și astea, știi? Genie. Da, doar culorile merg, că rest, nu, eu n-aș ieși așa din casă în momentul față. Eu, dacă mă bate tata, dar mă pici pe mine dacă ești eu așa din casă. Și eu n-am cum să ies că vom ii dacă ești eu așa. Am înțeles, ok. Next. Deci e tare. Da, și mie îmi place. Din... Și mie îmi place. Măcar merge, știi, a avut un și mie îmi place. Băi, outfit-ul mie îmi place, chiar îmi place outfit-ul. Rol îmbracă bine overall. Ce nu-mi place mie la că se îmbracă foarte larg așa, nu e stilul meu să mă îmbrac în totalitate larg. Știi, la pantaloni îmi place, dar sus nu sunt eu mare fan la gachete de astea cu fermoare lărguțe. Mi-e tare rău de tot asta. Da, îmi place că și cu Chicago Bulls și nu știu ce să zic, cât eu zic 9 din 10, nu de alta, gen era 10 din 10, știi, dar poate văd ce voci, ce mă uimește rău de tot. Am înțeles eu. 9 din 10, tare rău de tot. Ok, eu o să merg pe un 8 din 10. Da. Deci 8, 50 din 10. Next, ultimul de fapt. Asta e un tovarăș de-al meu. Da. De un o cunoștință. O cunoștință, dar e tare rău de tot. Și poza cu mine din asta, știi? Făcută la pană, cred că e poza. Că trebuie să te asortezi și tu pe tine, gen. Nu-mi plac pantalonii, că-s vagabond. Nu-mi plac. Da. Nu știu, nu-mi plac, că-s vagabond. Nici mai plac ăștia vagabond, dar vagabond. Vin bine măcar cu ce s-a îmbrăcat el acolo, vin ok. Da, îmi place, n-aș fi pus șireturile astea negre pe Jordan, clar n-aș fi pus șireturile alea negre. Chiar nu știu, nu mi se pare că sunt de acolo. Da, se potrivește cu pantalonii. Nu știu cât să zic. Eu zic un 8,5. Un 7 pentru pantaloni.
Nu știu, zic cu 9,5. De unde că e prieten și de asta? Nu, dar nu e prieten cu mine, e cunoștință sau așa, știu de când eram eu mic. Gen, pot să zic. A, da, orice. Nu. Dar întreabă, oricum zic totul pe față. Da, îmi dau seama. Da, și poza, gen, calitatea asta, da, știu, da, calitatea îmi inspiră așa ceva, știi, ea bine. Da, nu știu, deci tu ai zis 8,50, eu am zis 7, un... 7,75 ar veni media, dar în fine. Cum ți-au părut outfiturile? Ce așteptări aveai? Aveai așteptări mai mari? La început am văzut că ai fost cam cu note mai... că o să dea mulți flexeri de aia, dar nu a fost. Nu mai sunt așa mulți flexeri, s-a dus perioada. De. Erau în 2019, 2018, 2017, cumplit. Și în vară au fost mulți și a mai revenit lumea. Pe cam asta e, fraților, cu outfit ratingul de azi. Mulțumesc mult, Petre, că ai venit. Și ca de fiecare dată, ce fraților, nu uitați de like, share, com, subscribe, toate alea rele. Nu uitați să ne dați follow pe Instagram la Georgescu, Petre Ștefan 11. Nu uitați să folosiți codul Georgescu la fiecare check-out de pe Sneaker Industry. Și ca de fiecare dată, eu am fost Georgescu, el a fost Petre și noi o să ne vedem luni, fraților, la alt clip. Vă pup! Pa! Vă pup!